Salut! Astăzi vreau să extrag de pe malurile unui pârâu, dintr-un crâng, vreau să extrag tufe de urzică pe care să le transplantez la mine în grădină. Haideți să facem împreună această simplă operațiune. Am găsit o tufă de urzică, băgăm cazmaua, simplu, și îi extragem brazda cu rădăcini cu tot. Simplu o iau și o pun într-o ladă. Și tot așa extrag câte plante doresc din acest crâng de pe malul unui pâriaș. Și gata, am terminat de plantat urzicile. Urzicile cu rădăcină, urzici pe care ați văzut că le-am recoltat, le-am colectat de pe crângul unui pârâu. Aici au o zonă de semi-umbră, au și umbră, au și soare. Cu siguranță aceste urzici se vor dezvolta și voi avea o zonă din care voi putea recolta an de an urzici din curtea mea. Plus că aceste urzici se vor întinde, își vor întinde rădăcinile și prin creștere toată această zonă va fi plină cu urzici. Aceasta este o modalitate foarte simplă și foarte eficientă de a vă aduce urzici în curtea voastră, pentru ca astfel să vă bucurați de ele pe tot parcursul anului. Urzica poate fi tăiată cu foarfeca frumos tunsă
Și în felul acesta aveți urzici de fiecare dată, urzici proaspete de fiecare dată când aveți poftă pentru o supă de urzici sau o ciulamă. Atât pentru astăzi, până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi. Numai bine!